Există, după părerea mea, câțiva pași strategici pe care, dacă îți dorești un apartament, îi poți face, astfel încât să fii oarecum, oarecum, pentru că nu ai cum să fii perfect acoperit. Adică, odată, ținând cont că peste 80% dintre apartamente se vând din stadiul de proiect, poți să întrebi un arhitect ce îți poate spune despre apartamentul pe care vrei să-l iei după plan, se va uita pe plan, Uh, își va folosi experiența pentru a uh, realiza ce funcționează, ce nu funcționează, îți face un uh, raport pe chestia asta. Ulterior, după treaba asta, dat fiind faptul că e concurență mare, e ca la medicină, sunt 15 pe loc, la fel și aici sunt 15 pe apartament, uh, poți să scumpere apartamentul, semnezi contractul de rate, dacă ești mulțumit cu ceea ce îți oferă apartamentul după ce l-ai supus atenției unui specialist și după ce blocul este gata, deci după ce l-ai finanțat pe dezvoltator, în cazul în care normal s-a vândut de pe hârtie și el a, a terminat construcția, trebuie să ajungi la cartea construcției a, recomandabil cu oricum o firmă care se ocupă de a, a, alcătuirea de cărțele construcției oricum diriginte de șantier autorizat pentru că oamenii ăștia știu exact unde să se uite dacă toate procedeele de procese verbale și toate celelalte cerințe legale au fost respectate pentru că cartea construcției e actul de sănătate al construcției cum e carnetul de sănătate. Conține în el absolut tot ce s-a făcut la bloc de la fundații, lucrări ascunse, cum ar veni armăturile, până la finisajele finale și nu știu, tâmplăria de exemplu